Bine ați venit, am să stau așa pentru că nu e frumos să stau cu spatele la dumneavoastră, vreau să îi cuprind pe absolut toți. Am să vă spun scurt, știți de ce ne-am adunat aici? Pentru că trebuie să înțelegem că stațiunea Popovuță este o stațiune de cercetare și nu se poate face, stimați consumatori, nu se poate face agricultură fără cercetare. Toți, la un loc, trebuie să susținem cercetarea ca să putem susține fermierii. Știm cu toții că de 8 martie este ziua femeii. Noi suntem un popor creștin-ortodox. Astăzi este ziua femeii creștine. La mulți ani tuturor doamnelor, la mulți ani doamna președintă, doamna deputat, doamna suprefect. Vă mulțumim, doamnelor, că de fiecare dată ne-a susținut, susțineți familia și vă urăm încă o dată la mulți ani. Toate cele bune, mulțumim!